Mizeria găsită în bucătăria unui restaurant din centrul Iașului i-a șocat pe inspectorii Comisariatului Județean de Protecție a Consumatorilor. Aragazul și grătarul nu mai fuseseră curățate de mai bine de o lună. Grătarul era acoperit cu resturi arse de carne și grăsime sleită, iar aragazul era la fel de înspăimântător, fiind acoperit de resturi de mâncare și lichide. Nu putem lucra așa, să știți. Asta la fel. Trebuie curățenie făcută maxim aici. Alte abateri constatate de comisari au fost în privința depozitării necorespunzătoare a materiilor prime utilizate. Erau ținute în frigidere neigienizate cu exces de gheață. În plus, ciorba era pusă în ambalaje de plastic fără a fi inscripționată data de preparare. Am fost și eu prezent, m-au chemat, am fost și atunci a fost nevoit această locație să închidem un document pe loc și să închidem această locație până la remedierea deficiențelor. Ce a spus proprietarul? Nu am mai avut timp să facă curat sau ei fac cumva duminica și din acest motiv s-a ajuns la această situație nedorită. Comisarii au efectuat controlul în restaurant după ce un client a depus o sesizare prin care își exprimă suspiciunea că mâncarea nu era preparată în condiții igienice.